găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 am fost invitați la Biblioteca Municipală Ștefan Ludwig Roth, unde se desfășoară concursul Bătălia Cărților. Astăzi primul atelier de dezbatere și primul concurs de lectură. Copiii deja, elevii școlilor noastre din oraș au început deja să citească, s-au înscris în cadrul acestui proiect. Astăzi s-au întâlnit la bibliotecă, vor încerca să promoveze cartea lor preferată în cadrul acestei bătălii a cărților. Stăm de vorbă cu Antonela Sofia Barbu, inspector de specialitate în cadrul Bibliotecii Municipale Ștefan Ludwig Roth. Se ocupă de acest proiect astăzi. Ne spune mai multe detalii despre cum se desfășoară proiectul, despre când a luat naștere acest proiect la Mediaș. Bine te-am găsit! Bine, ai revenit la bibliotecă. Spune-ne câteva cuvinte despre Bătălia Cărților. Cine a inițiat acest proiect la noi în țară și de ce s-a luat această inițiativă și la Mediaș sau cum de s-a ajuns într-o colaborare? Este un proiect inițiat acum 4 ani de zile de către Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, un concurs național de lectură în care se înscriu în principal bibliotecile din țară. Anul acesta, Primăria Municipiului Mediaș a decis să facă parte din acest proiect și am scris un proiect, astfel, o aplicație astfel încât să reușim să intrăm și noi în bătălia cărților și să înscriem copiii astfel încât să concureze nu doar la nivel local, ci la nivel național. Național. Când s-a lansat proiectul la Mediaș? Proiectul s-a lansat în 21 martie, chiar de Ziua Internațională a Poeziei. A fost atunci un moment poetic, au fost și dansuri. Câte școli s-au înscris în cadrul proiectului? S-au înscris 6 școli. Din 6 școli, copiii cu grupa de vârstă 11-13 ani sunt înscriși 34 de copii. Sunt 4 licee înscrise la categoria tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani. Sunt 11 elevi. Și sunt și 2 persoane adulte care s-au înscris la categoria de seniori. Deci se putea înscrie oricine? Da. Era important să facă parte dintr-o școală, să fie profesor, să fie sau puteam pur și simplu să venim să ne înscriem, să facem parte din acest concurs? Exact. Până luna septembrie se mai pot înscrie. Deci ne mai putem înscrie. Da, se mai pot înscrie în acest concurs. Principalul obiectiv este ca cele 10 cărți aflate în bibliografie să fie citite de către copii, tineri, respectiv seniori. Aceste cărți le găsim la Biblioteca Municipală Ștefan Ludwig Roth? Da, aceste cărți sunt la bibliotecă, cu excepția... Sunt mai multe ediții, dacă... Sunt într-un singur exemplar. Am reușit să comandăm încă un exemplar, însă n-au venit toate cărțile, doar cele care au fost pe stoc în momentul în care s-a făcut comanda. Și celelalte cărți pe care nu le avem, cum ar fi la fiecare categorie, lipsește câte o carte, le vom aduce din Biblioteca Județeană Astra din Sibiu printr-un împrumut interbibliotecar. Putem să enumerăm cărțile? Da, se pot enumera cărțile. Sunt cele 3 categorii. Este literatură contemporană sau? Este literatură contemporană. Autorii pot fi găsiți chiar și pe internet. Unii dintre ei au intrat în legătură cu copiii din țară, chiar au avut loc câteva întâlniri, vorbim de scriitorii români, iar alții pur și simplu își fac o promovare foarte bună pe online.
Pe internet, exact, în mediul online, exact acolo unde îi găsesc pe tineri. Deși în cadrul acestui proiect, autorii știu de acest proiect, au fost anunțați? Autorii români. Autorii români. În general, și practic știu. Se implică și ei, în cazul în care exact. Vor fi invitați într-o discuție, poate chiar și pe internet, în zona exact. Online. Exact, copiii pot lua legătura cu ei. S-ar putea întâmpla o astfel de discuție. Cine știe, poate printre elevi se găsesc tineri foarte talentați care își doresc să ajungă în acest domeniu, să lucreze printre cărți, cu cărți și să vorbească despre autori, exact. Edituri poate. Vorbim despre Melancu Ștefan, Ultima femeie, deci este una dintre cărțile recomandate. Da, la secțiunea de adulți. O avem aici la bibliotecă. Da. Șalev Zeruia, Durere. Da. Există și aceasta. Da, care a fost deja în circulație, a fost și citită de către cele două persoane înscrise, însă cărțile respective mai sunt împrumutate și de către alți cititori, chiar dacă nu vor să se înscrie în concurs. Însă, cel puțin la categoria de adulți, dacă cei înscriși au mai multe oferte. Da. Da, deci nu așteaptă după o carte, atunci putem să dăm și altor persoane să citească cărțile din listă și să le recomandăm. Oricum se știe foarte bine, cărțile le poți ține 2 săptămâni. Exact. Ar fi bine ca în 2 săptămâni să reușești să citești cartea, să o aduci înapoi la bibliotecă, să o poată citi și altă persoană, da? Da, fiecare... Așa că o paranteză, fiecare participant în cadrul acestui concurs primește un carnet de lectură, în același timp o fișă de lectură și acea fișă de lectură trebuie completată. Adică să răspundă la câteva întrebări, să scrie fragmentul preferat din carte, să aducă argumente de ce este cartea respectivă preferată a celui care s-a înscris în concurs, iar cei care nu doresc să scrie, să argumenteze, să completeze practic acea fișă de lectură, da. Doar împrumută cartea, o citesc, o aduc cât mai repede înapoi, gândindu-se că sunt și alții, sunt care, și așteaptă. Alții care așteaptă. Sprește-te un pic, cred că curierul sunt. Mergem la următoarea carte, Allende Isabel, Amantul japonez, București, Humanitas 2012. 292 de pagini. Da. Nu sunt foarte scurte cărțile, dar nici lungi, dacă stăm să ne gândim. Dacă adunăm așa... Numărul de pagini, ajungem undeva la peste 2000 de pagini. Eu zic că este rezonabil pentru o perioadă de 6 luni de zile că se desfășoară acest concurs. Mergem mai departe, vorbim despre Oz Amos, Cutia Neagră. Da, este cartea pe care nu am mai găsit-o pe stoc la librăria de unde au fost comandate cărțile, însă există la Biblioteca Județeană Astra din Sibiu și o vom aduce de acolo în momentul în care toate persoanele înscrise, persoanele adulte, reușesc să citească 9 cărți, din câte avem noi. Iliș Florina, Chemarea lui Matei. Avem este cartea. O carte românească. Lungu Dan, Fetița care se juca de Dumnezeu. Da, o avem chiar în 2 exemplare la ora aceasta. Sora Simona, Hotel, da. Universal. Și aceasta avem în 2 exemplare. Ștefănescu Cecilia, Intrarea Soarelui. Da, un exemplar doar. Ialom Irvin, De Plânsul lui Nice. Da. Și Hosini Caleț, Splendida cetatea celor 1000 de sori. Avem și pe aceasta. Este o carte pe care am recomandat-o chiar primelor doamne care s-au înscris în concurs. Autorul fiind și autorul cărții Vânătorii de Smee, o carte care a fost ecranizată și dacă carte ar fi să sensibilă. Ne, dacă ar fi frumoasă. Să faci o descriere pe ansamblu și să încerci să îi convingi pe cititori că au fost alese cumva cele mai bune cărți pentru a fi citite sau care a fost criteriul de selectare a cărților? Da, pot să spun despre criteriul. Nu am ales noi, au fost alese de fapt de 4 ani de zile. Aceste cărți sunt alese în cadrul unui comitet format din editori de carte, blogări, bibliotecari din țară,
profesori de română, oameni de cultură din țară, se creează o comisie, ei aleg cărțile, le recomandă și în fiecare an există o altă listă de lectură, astfel încât să fie și cărți noi, adică cărți care au apărut, iată, în 2016, vorbim la secțiunea pentru copii, cum ar fi cartea lui Alex Moldovan, Olguța și un bunic de milioane. S-a lansat în finalul anului 2016. O parte din copiii de la școala Mihai Eminescu și de la școala Hermann Nober deja o aveau, pentru că era o carte promovată și editată de către editura Artur, care își face promovare în rândul elevilor din școală. Da. Și iată, cartea aceasta este chiar pe primul loc, pentru că foarte mulți au citit-o deja de la școală, au completat doar fișa de lectură și Alex Moldovan au bifat o carte. Exact, au bifat o carte. Care sunt celelalte cărți care ar trebui să le citească copiii? Vreau să spun doar titlurile, să trecem așa în revistă titlurile pentru secțiunea de copii. Ar fi Insula doctorului Libris, Fetița căreia nu-i plăcea numele său, Confesiunile unui prieten imaginar, este chiar pe locul 3 între cărțile preferate ale copiilor până la ora aceasta, Familia Pendervic, Viața pe Marte, Nick și Tesla în laboratorul de înaltă tensiune, o carte în special citită de către băieți, Olguța și un bunic de milioane pe primul loc, Poliana, jocul bucuriei, pe locul 2 era Fetița căreia nu-i plăcea numele său, scrisă de Shafak Elif, o autoare de origine turcă, Teodora Tempeni și Tabloul pierdut, o carte care astăzi este promovată, iată, de către două eleve, și Tomi, o poveste tot de un autor român, Adrian Oprescu, o poveste foarte frumoasă despre viața unui câine. Aceste cărți cum au fost selectate? Tot așa au fost selectate, deci a fost o singură comisie care a selectat cărțile pentru acest concurs. Și anul trecut au fost cărți foarte, foarte frumoase pe lista acestui concurs de lectură, printre care Malala a luat, să zicem, premiu pentru cea mai citită carte și cititorul anului, tot așa, care a mers la Cluj la competiția națională, a convins, a avut și un premiu special pentru că a convins foarte mulți colegi de-a lui să citească Malala. Pe parcursul acestui concurs vor fi mai multe premii, nu doar pentru cititorul care reușește să convingă în cadrul dezbaterilor din luna septembrie că cartea lui este cea mai interesantă și care te dezvoltă atât de mult încât să dorești să o citești. Chiar primeam cu copiii și le-am zis să gândiți-vă la o carte pe care să o ai în mână și să închizi televizorul, să închizi calculatorul, să nu mai ești din casă, să spui că ești bolnav și să o citești pe nerăsuflate. Și cam acesta a fost criteriul, să fie cât mai multe cărți care să-i atragă pe copii, să nu aibă extraordinar de multe pagini de citit și în același timp să le atragă atenția. Eu m-am uitat pe cărțile pentru copii, chiar pentru lansarea acestui concurs în luna martie. Am citit 3 cărți din lista lor, tocmai pentru a le vorbi despre importanța lecturii, pentru a le stimula interesul să citească cărțile respective și când am spus că chiar eu am citit Olguța și un bunic de milioane pe nerăsuflată, prima carte pe care au dorit să o citească a fost Olguța și vreau să spun că era una din cărțile cele mai groase. Așa că se citește foarte repede, plus că deci ar putea și părinții să o citească, da. Apoi să-i convingă, de fapt, cred că numai văzându-i pe părinți că citesc, copiii cu siguranță vor dori și ei să citească sau pot citi împreună. Ideea acestui concurs este atunci când participă și adulții și, spre exemplu, la
lansarea concursului la media și organizat de către primărie în 21 martie, au venit și părinți, au venit și persoane adulte, au venit chiar și bunici. Speram atunci să se înscrie mult mai mulți la această categorie și mesajul meu a fost că ei ar putea să dea un exemplu copiilor, bunicii să-și facă timp. Nu trebuie neapărat să împrumute o carte pentru copii. Pur și simplu ei să împrumute o carte, să se înscrie în acest concurs și să-i motiveze astfel și să influențeze cumva și pe cei mici sau în special pe cei tineri. Însă și la această categorie s-au înscris copii din liceu, așa că avem participanți. Ne sperăm până la final, deci până în septembrie, să avem până la 100 de copii înscriși și astfel încât să oferim și premii mai multe. Deci, practic, așteptați și în această perioadă, da, deși este vacanță, să vină cât mai mulți copii înspre bibliotecă și spre acest proiect. Exact. Pentru că este vacanță, consider că au timp mai mult și dacă stăm să ne gândim că o carte se citește în, haideți să zicem, 4-5 ore, da, dacă ești copil sau ești tânăr, nu mai faci pauze, însă îți ia 4-5 ore să citești o carte, eu cred că dacă... Acum depinde în ce ritm citești și cât de motivat sunt. Mă gândesc la cei de 11 ani. Poate nu întotdeauna își fac atât de mult timp să stea nedezlipiți de o carte. Da, dar cei de 16-17 ani, așa cum spuneai tu, s-ar facem putea. Un calcul. Da, s-ar putea. Au timp din luna iulie, mai sunt câteva zile din luna iunie, așa că din iulie îi invităm să se înscrie și au la dispoziție iulie, august, septembrie, toată luna septembrie aproape, astfel încât să citească cele 10 cărți. Nu înseamnă că dacă au citit doar 3 cărți sau 4 cărți nu vor intra în competiție sau au fost copii care au venit la bibliotecă și au spus noi plecăm la mare, vrem să ieșim din acest concurs. Nu este nicio problemă că plecați în concediu. Când mergem undeva sau... Exact. Pur și simplu... Ne luăm cartea cu noi în concediu și mai citim, nu? Este da, dar logic. Dacă este carte de la bibliotecă, trebuie să avem și grijă de ea și atunci o responsabilitate în plus. Însă pe perioada în care copiii sunt plecați, nu se întâmplă nimic. Revin în septembrie, citesc restul cărților de pe listă pe care le mai au sau pur și simplu rămân să intre în competiție cu copiii care au citit doar 5 cărți sau 4 cărți sau 3 cărți. Astăzi asistăm la un atelier, așa cum ne spuneai, sunt 10 tineri prezenți. Fiecare am văzut și vedem și noi acum pe flipchart, o să vedeți și noastră imagini, fiecare își prezintă cartea preferată. Vedem ce cărți preferate au cei care s-au prezentat astăzi. În cadrul acestui atelier ei pot afla cât de bun sunt pentru a promova ceva. Astăzi o carte. Da, am avut o discuție cu ei înainte și foarte mulți promovează artiștii preferați, însă nu se gândesc să promoveze o carte cartea la modul preferată. Serios. Și sunt grupuri de copii deja în această competiție în țară care au învățat aceste lucruri la școală, la orele de dirigenție sau în cadrul atelierelor la bibliotecă, să prezinte cartea sub formă de afiș, să organizeze o lansare a cărții preferate, să cheme presa, dar în același timp să aibă și susținători și sperăm ca la dezbaterea din care va fi organizată în septembrie, să vină și cu colegii susținători, să vină cu pancarde, să vină cu bannere, să se implice atunci profesorii de limba și literatura română, după data de 15 septembrie, să luăm legătura cu ei și să fie implicați în marea dezbatere care va fi atunci la Mediaș, pentru că se va alege cel care va reprezenta orașul la fiecare categorie, la categoria de copii, apoi se, deci, practic, se va alege un reprezentant. Da, se va alege în funcție de cât de convingător este, cât susținător. Și unde va merge reprezentantul nostru? Va merge la Târgu Mureș.
Unde va fi? Unde va fi dezbateria națională. Preună se va întâlni cu toți copiii participanți, toți tinerii, adolescenții din celelalte orașe care sunt implicate în acest proiect. Și sperăm, dacă Biblioteca Județeană Astra din Sibiu va organiza o dezbatere, să trimitem reprezentantul de pe locul 2, astfel încât să-i trimitem la Sibiu. Să-i trimitem la Sibiu și șansele lor să fie cum ar fi egale cu cei din județ. Stăm de vorbă și cu elevii prezenți, îi întrebăm și pe ei câteva lucruri despre cărți. Poate vă inspirăm și inspirăm atât pe dumneavoastră adulții, cât și pe cei mici, inspirăm ce să citească vara aceasta, pentru că tot e foarte cald și nici măcar la ștrand nu poți să stai pe o căldură cum este acum. Ar putea în casă copiii să găsească o lume total aparte într-o carte. Exact. Da? Haideți să-i cunoaștem pe tineri. Bună ziua, cum te numești? Mă numesc Măț Adrian. De ce clasă ești? Clasa 10-a, matematică informatică. Și la ce școală? La Liceul Teoretic Accente Sever. Te-ai înscris în cadrul acestui proiect, Bătălia Cărților. Spune-ne dacă da și de ce. M-am înscris pentru că îmi place să citesc, îmi place evadarea din realitate. Asta înseamnă o carte pentru tine, evadarea din realitate. Da. Spune-mi, când te-ai înscris? M-am înscris la data lansării concursului, martie, când a fost și Ziua Internațională a Poeziei. Ce îți mai place în afară de lectură? Sau ce fel de lectură îți place ție să citești? Îmi plac cărțile cu mesaj puternic. Ce părere ai despre lista pe care trebuie să o citiți? Sunt cărți tipice pentru adolescenți, nu-mi plac toate. Nu. Care este cartea ta preferată și care carte ne-o prezinți astăzi? Cartea mea preferată este și cea care o voi prezenta, adică Toată lumina pe care nu o putem vedea. Cine este autorul? Autorul este Anthony Doerr. Face parte din lista pentru tineri? Da. Povestește-ne câteva cuvinte despre carte. Am văzut că ți-ai pregătit câteva lucruri. Ai reușit să citești toate cărțile deja? Nu, doar șase. Doar șase. Ok, spune-ne despre cartea aceasta. Cartea face referire la perioada adolescenței, în care viitorul este nesigur, iar prezentul este greu de înțeles. Face această referire prin două metafore. În primul rând, în acțiunea cărții se întâmplă un război, al doilea război mondial, și în al doilea rând, unul dintre personajele principale are o deficiență de vedere. Cartea învață oamenii să fie perseverenți, să nu renunțe și faptul că prin muncă se poate rezolva orice problemă. Și în al doilea rând, cartea prezintă lectura ca metodă de evadare din realitate și educația ca metodă de depășire a condițiilor materiale. Ți se pare că este ancorată în realitatea zilelor noastre cartea? Da. Dacă, mi se pare că este ancorată în realitatea zilelor noastre, deoarece și în zilele noastre mulți oameni își pierd speranța, mulți oameni se mulțumesc cu puțin, dar personajele principale și mai ales personajul masculin arată că acesta nu este cazul. El chiar de la 9 ani învață să repare radiouri și astfel evadează din orașul de mineri în care era și scapă de lucrul în mine, ajungând la o facultate de prestigiu. Bănuiesc că nu te regăsești acolo, trăim alte timpuri aici. Depinde. Am văzut că a trebuit să prezentați, să faceți un afiș, o copertă a cărții. Eu aș vrea să mergem acolo, să ne prezint. În primul rând avem titlul cărții și autorul. Avem un citat semnificativ pentru carte, că și în carte totul pare fără speranță. Avem... Și nu te teme niciodată de umbre, ea arată doar... Că există lumina în apropiere. Aici avem lecțiile oferite în carte, munca, învățatul, cititul,
gândirea pozitivă și perseverența. Și un mic rezumat al cărții, după cum am spus, se întâmplă în timpul celui de al doilea război mondial, Europa e în stare de război, Franța e sub ocupație germană, mulți renunță, dar personajele principale continuă să lupte și să încearcă să-și atingă scopurile, în ciuda războiului. Spune-mi, ce te atrage la o carte? Titlul pe tine? Nu. Cum îți alegi cartea pe care vrei să o citești? Mă atrag recenziile, opiniile celorlalți. Se întâmplă să citești o recenzie și apoi să nu-ți placă cartea? Da. Pentru că depinde de modul, de punctul de vedere al persoanei care a scris recenzia și poate observa lucruri care eu nu le-am observat în carte. Cât de mult citești tu în general? O carte la două săptămâni. O carte la două săptămâni. Deci ai timp și pentru prieteni și pentru orice altceva faci tu. Da. Eu îți doresc succes și sper că doar din discuția noastră să fii convins o persoană sau două persoane care să se îndrepte spre bibliotecă și să-și dorească să citească această carte. Toată lumina pe care nu o putem vedea. Așa se numește cartea, da? De Anthony Doerr. Da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Aleșa Andaliana. Câți ani ai? 12. Pe ce clasă, la ce școală? Clasa a 6-a de la școala gimnazială numărul 7. Spune-ne când te-ai înscris și tu în acest concurs. M-am înscris în luna mai. De ce? Îmi place foarte mult să citesc și m-am gândit că în acest concurs voi găsi cărți de care nu am auzit niciodată și chiar așa s-a și întâmplat. Câte cărți ai reușit să citești până astăzi? 5 cărți. 5 cărți. Care dintre ele te-a impresionat cel mai mult? Cel mai mult m-a impresionat Teodora Tempeni și Tabloul pierdut. Și despre cartea aceasta și vorbim? Da. De ce te-a impresionat această carte? Mi-a plăcut pentru că autoarea descrie o poveste de viață a unei fetițe care a fost nevoită din cauza unei probleme să se descurce singură. Mama ei, având o problemă, stătea doar în lumea matematicii. Bunicul ei a fost călcat de mașină și ea a trebuit să se descurce. Secretul cărții este că bunicul ei a avut un tablou de mare valoare pe care fetița îl descoperă și vrea să afle al cui și ce tablou este. Și practic parcurge un întreg drum și este o întreagă carte despre acest drum pe care îl parcurge fetița. Nu? Da. Cum ne convingi tu pe noi să o citim? Cartea se bazează pe o prietenie adevărată. Fetița se împrietenește cu o fetiță mai bogată decât ea. Amândouă încearcă să rezolve acest mister și la finalul cărții aceștia reușesc, bazându-se pe prietenie. Se înțelegeau foarte bine. Care este morala cărții? În viață trebuie să ne descurcăm și singuri. Așa, pur și simplu, sau să ne bazăm și pe prietenie, că ne-ai spus că reușește să aibă o prietenie adevărată cu o persoană, ne-ai subliniat că e o persoană mai bogată. Ce importanță are? Prietenia nu are bariere, nu cred. Nu are, dar prietenia, ele erau două persoane diferite. Fetița aceea cu care s-a împrietenit, Bodhi, venea dintr-o familie care era... marginalizată? Da, cunoscută, iar această fetiță, Teodora, venea dintr-o familie care nu era chiar așa de cunoscută, erau, ca să zic așa, mai săraci. Și acestea două s-au împrietenit, deși erau diferite. Te regăsești cumva tu în carte sau regăsești lumea noastră de astăzi? Da, se regăsește lumea de astăzi. Lumea de astăzi. Ai făcut un afiș pentru această carte? Da. Cum ai ales să îți prezinți cartea? Am vrut să dau 5 motive pentru care să citim cartea. Da. Aflăm despre pictori și operele lor, aflăm despre situația neplăcută a unei fetițe, despre adevărata prietenie, învățăm să fim mai responsabili și aflăm ce se întâmplă în războaie. Am văzut că ai folosit culori, da? Teodora Tempeni și tabloul pierdut.
Este o carte de mister, de aventură, de prietenie și cu și despre pictură, da? Da. Facem o călătorie în domeniul artelor. Ai aflat lucruri noi, lucruri pe care nu le aflase până atunci când ai citit cartea? Da, am aflat despre pictorul celebru Rafael Sanzio, care a pictat tabloul Pierdut, și despre culori. Fetița povestea foarte mult despre nuanțe. Ți-ți place să pictezi? Da. Da? Deci pictezi și tu. Da. Și cu ocazia aceasta ai căutat detalii despre pictor, cred. Da. Foarte frumos. Te atrage atunci când vrei să citești o carte, te atrage coperta? Mai mult mă atrag părerile altora despre carte. Deci citești recenzii despre carte. Da. Care altă carte te-a mai impresionat pe tine? Mi-a mai plăcut Fetița căreia nu-i plăcea numele său. Da. Este o poveste foarte frumoasă, interesantă. Este vorba despre al 8-lea continent, pe care fetița îl descoperă datorită unui glob. Deci, practic, cu ajutorul acestor cărți faceți niște călătorii în alte timpuri, descoperiți oameni noi, descoperiți un spirit de aventură, lucruri misterioase. Da. Da? Totul. O să citești toate cele 10 cărți? Da. Te-ai uitat peste recenzii? Îți plac toate recenziile? Da. Da? Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Mă numesc Laura. Și mai cum? De la ce școală ești? Mă numesc Laura Pleșa, sunt de la școala Mota și am terminat clasa 5 și am 11 ani. Mulți înainte. Astăzi ne vorbești despre Nic și Tesla în laboratorul de înaltă tensiune. Antonella, am povestit mai devreme că o citesc băieții, dar iată că noi am avut o surpriză și a citit-o fată. Da, e foarte frumoasă. Este vorba de doi frați care sunt trimiși la unchiul lor, unchiului, și fac invenții, experimente pe obiectele care le are unchiul în laborator. Pe timpul vacanței, ți-a dat idei ce ai putea să faci în vacanță? Da, într-o vacanță părinții sunt plecați și ei sunt trimiși la unchiul lor. Ai experimentat și tu ceva din cartea aceasta? Nu, dar am de gând să o fac. Ce ai de gând să faci? Uite, spune-ne și nouă și poate îi convingi și pe alți tineri ca și tine să citească carte. Nu știu încă sigur, pentru că toate experimentele sunt frumoase, dar mi-a plăcut mult racheta dintr-o sticlă de suc. A făcut o rachetă. Cum facem? Păi, nu știu sigur, dar este o sticlă de suc și cu care va fi lansată în sus, ca o rachetă. Ce trebuie să bag în sticla de suc ca să o lansez? Suc acidulat. Deci nu mai fac așa? Da, și o să sunt mai multe obiecte în jurul ei care o ajută să se lanseze. Să lanseze? În sus. Și vrei să experimentezi asta cu racheta? Da, aș vrea să fac acest experiment. Să nu-l faci în casă, să nu faci stropi într-o cameră întreagă și să vină mami acasă să spună ce experiment ai făcut. Da, o să fac afară dacă o să-l fac. Ai povestit și prietenilor tale despre această carte? Încă nu le-am povestit. Ce nu ai încercat să le convingi să citească și ele cartea? Pentru că de când am citit-o, că nu m-am întâlnit cu ele, dar n-am avut timp să le zic, pentru că tot timpul avem alte povești între prieteni. Am înțeles. Aici am văzut că ai pus niște bilețele prin care încerci să ne convingi să o citim. Citește-ne tot bilețelele, te rog. Cartea este foarte distractivă, cartea e frumoasă și din această carte poți învăța și altele. Cartea are foarte mult umor și este plină de aventură. Se întâmplă să-i prindă părinții, unchiul? Nu, pentru că unchiul lor le-a zis, faceți ce vreți cu tot laboratorul. Și dacă sare în aer laboratorul, se poate? Nu știu sigur, dar n-au făcut asta. Te-ai amuzat pe parcursul cărții? Da, mai ales când au lansat racheta sau când și-au pierdut lucrurile, racheta când au pierdut-o și alte lucruri. A fost prima carte pe care ai citit-o din cadrul acestui concurs, Bătălia Cărților? Nu, n-a fost prima. A 5-a, 6-a, cam așa. Ce cărți ai mai citit?
Olguța și un bunic de milioane, Insula doctorului Libris și multe altele. Cam 7 cărți. 7 cărți. Ce altă carte ne mai recomanzi în afară de Nick și Tesla în laboratorul? V-aș recomanda Confesiunile unui prieten imaginar. Este vorba despre o fată cu prietenul ei imaginar. Interesant? Da, este foarte frumoasă cartea. O să o citesc și eu, da? Da, este superbă. Super. Succes îți doresc și să câștigi concursul la final. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Cum te numești? Băcile Diana. Câți ani ai? 13. La ce școală ești? Școala gimnazială numărul 7. Spune-ne de ce te-ai înscris în cadrul concursului Bătălia Cărților. Păi, îmi place să citesc și citind multe cărți mă ajută în viață, să aflu lucruri noi. Și ce citești tu în general? Păi, am început așa să citesc mai multe povești, după aceea am început cu romanele, mai multe. Spune-mi unul din romanul pe care le-ai... Darul Mips. Spune-ne puțin despre această bătălie. Trebuie să citiți 10 cărți. Câte cărți ai citit din cele 10 cărți? Acum am început pe a patra. Da. Care au fost primele 4 titluri? Fetița căreia nu-i plăcea numele său, Insula doctorului Libris, Teodora Tempen și tabloul pierdut și acum citesc Poliana, Jocul bucuriei. De ce ai ales ordinea aceasta? Păi pe astea le-am găsit primele. Pe astea le-ai găsit primele la bibliotecă. Da. Ai ales și tu să ne prezinți Teodora Tempeni și tabloul pierdut. Da. De ce? Ce are de interesant cartea aceasta? Ești a doua persoană care ne prezintă cartea. Păi mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este mult mister în carte, vorbește despre o prietenie dintre două fete ca să descopere un mister... Foarte greu, ca să zic așa. Merg la anumite surse să afle despre tabloul misterios dăruit Teodorei de la bunicul său și într-un final află despre tablou că este de fapt un Rafael. Adică foarte scump, sau? Foarte valoros. Ai pus câteva bilețele. Ce scris pe bilețele? Păi, argumente de ce să citesc cartea. Deci ar putea cineva să citească cartea. Păi, aflăm lucruri noi despre picturi celebre, pentru că trezesc sentimente de curiozitate și entuziasm în principal. Realizez că nu banii și faima te fac fericit. Aflăm despre veterani și situația lor dificilă, de pe timpul războaielor și secretul din spatele tabloului. Ce te-a impresionat pe tine cel mai mult la cartea aceasta? M-a impresionat cel mai mult faptul că două fete s-au împrietenit și au ales să descopere un lucru foarte greu. Cam cât timp citești tu pe zi? O oră, cam așa. Da. Și termini o carte în cât timp? Două-trei zile. Cam așa. Dacă este interesantă, stai mai mult? Da. Succes! Mulțumesc! Avem un băiat alături de noi, cum te numești? Col de Emanuel. Pe ce clasă? La ce școală? Clasa 9, Științele Naturii și Liceul Ștefanul Rotrot. Ce carte ai ales să ne prezinți astăzi? Astăzi am ales să vă prezint un roman scris de Marc Levy, un francez, Ea și El se numește, care este scris o poveste de dragoste dintre o actriță de filme care se desparte de soțul ei și se îndrăgostește de un scriitor care la început a fost un arhitect, dar și-a dat seama că are o pasiune sau o înclinație pentru scris. Și ei doi se întâlnesc la Paris. Ce cărți îți place ție să citești în general? În general îmi plac romanele polițiste, fiindcă au un șir lung de acțiuni și... Mențin interesul ridicat. Da, da, da. Și dacă îmi dați voie să zic, așa cum spunea și în timpul cărții, o carte, dacă are prea multe detalii, devine cam plictisitoare și romanele polițiste nu prea... Nu sunt plictisitoare. Da. Ce alte cărți ai mai citit până acum din bătălia cărții? Până acum am mai citit Adevăr și provocare, Toată lumina pe care nu o vedem și Arta visării. Acum
recomanzi toate aceste cărți să le citească și celorlalți tineri care nu s-au înscris în cadrul concursului? Am o carte care aș vrea să o recomand, este Adevărul sau provocare. Este o carte despre o adolescentă în care se prezintă problemele adolescenței și cum adolescenții își pot ascunde foarte bine problemele față de părinți sau de tutori. De ce nu ai ales să ne prezinți cartea aceea? Sunt niște motive care nu mi-au plăcut, în special de tipul de editare, și atunci am ales... Da. Ți alegi cartea după copertă vreodată? La început, da. Dar intrând în acest concurs am observat că, așa cum se spune și o vorbă, nu trebuie să judecăm o carte chiar după copertă. Și uneori nici după prezentarea de pe spate. S-ar putea să descoperi o lume în care să-ți placă acolo, nu? Da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Oprarisa. Câți ani ai? 11 ani. La ce școală? În ce clasă? Sunt la școala gimnazială Constantin Ion Mota și am trecut pe clasa 6-a. Bravo! De ce te-ai înscris în acest concurs? Pentru că îmi place foarte mult să citesc. Citești mult? Da. Cam cât timp citești într-o zi? 3 ore. Cam 3 ore? Și te duci afară la joacă cu prietenii? Te duci și la... ceva? Este afară cu prietenii. Ai ales astăzi să ne prezinți Confesiunile unui prieten imaginar de Michel Cuevas. Spune-ne câteva lucruri despre această carte. Păi, este vorba de care are un prieten imaginar. El nu-și dă seama că este imaginar și se întâlnește într-o zi cu Bau Bau. El îi spune că poate fi liber și se desparte de fetiță și merge într-un loc unde nu este nimic. Este gol. Pur și simplu negru. Iar apoi, după un an, se întâlnește din nou cu Fleur. Fetiță? Da. Dar nu era un prieten imaginar? Ba da. De ce să citim cartea aceasta? Pentru că este foarte interesantă și ne învață foarte multe lucruri despre prietenie. Cum ar fi? Păi, Fleur și băiatul sunt foarte buni prieteni și nu vor să se despartă niciodată. Și cum se ajută unul pe celălalt, dacă unul dintre ei este imaginar? Păi, ia cu el la școală, îi pune farfuria în față să mănânce acasă, doarme cu el în cameră. Și prietenul imaginar ce face pentru ea? O face fericită. Alte cărți ai mai citit? Da, am citit toată seria Harry Potter. Nu, eu te întreb din bătălia cărților. Am citit Fetița care nu-i plăcea numele său și Orguța și un bunic de milioane. Mai sunt încă... 7 cărți care trebuie citite. O să reușești până la final? Da. Succes! Mulțumesc mult! Cum te numești? Fabian Noemi. Ce carte ne prezinți astăzi? Olguța și un bunic de milioane. De ce să citim Olguța și un bunic de milioane? Deoarece este o fetiță care se aventurează foarte mult și este foarte isteață. Ea are 12 ani și a plecat de acasă cu mătușa ei deoarece mama ei a fost grav bolnavă și are un bunic foarte bogat care vrea să o vadă, dar ea nu vrea să-l viziteze deoarece i-a făcut rău în trecut. Bun, de ce să o citesc? Păi, e foarte interesantă. Ai recomandat-o și altor prieteni tăi? Da, colegilor mei de clasă. Au citit-o? Unii da și alții nu, pentru că au spus că nu este frumoasă. Deci nu mi s-a părut interesantă. Gusturile nu se discută, deci oricum, poate citesc alte cărți. Ce alte cărți ai mai citit din proiectul acesta? Am mai citit Poliana, Toată lumina pe care nu o putem vedea și Fabuloasa poveste a lui Joshua Pearl. Dar cel mai mult te-a inspirat? Așa și un bunic de milioane. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bun găsit, cum te numești? Bună ziua, mă numesc Binescuana. De la ce școală ești? De la școala numărul 8, Constantin Ion Motaș. Ce carte ne prezinți astăzi? Păi astăzi vă prezint Viața pe Marte de Jennifer Brown, pentru că este foarte interesant, este despre un copilaș căruia îi plăcea foarte mult cosmosul și își dă seama că vecinul lui, cel nou, care el îl credea un vampir și un zombie, este de fapt un fost astronaut și se împrietenesc și vorbesc despre cosmos și este foarte interesantă. Ți-a trezit și ție interesul asupra cosmosului această carte? Da, am făcut mult research pe net să văd dacă sunt adevărate și da. Erau adevărate? Da, toate erau adevărate, s-au întâmplat și da. Ce ai făcut și tu documentație în ceea ce privește cosmosul și ceea ce ne înconjoară?
Da, am făcut pentru că m-a interesat foarte mult să știu despre carte și despre autoare, în primul rând. Cartea aceasta te-a impresionat cel mai mult? Da, aceasta m-a impresionat cel mai mult. Mesajul cărții este? Păi, mesajul cărții este să ne îndeplinim visele și să credem în noi. Visăm că vrem să ajungem cosmonauți, să facem tot posibilul să ajungem. Da, trebuie să luptăm să ajungem cosmonauți. Mulțumesc, succes! Mulțumesc și eu! Cum te numești? Slava Cosmin, Paul. Câți ani ai? 12. Și la ce școală ești? Școală CEDEŞA din Medeș. Ai intrat și tu în bătălia cărților și ai început deja să citești, să înțeleg? Da. Câte cărți ai citit? 5. 5 cărți? Da. Care carte te-a impresionat cel mai mult? Cartea care m-a impresionat cel mai mult a fost Familia Pendleton. De ce? Pentru că este o carte frumoasă, cu aventuri frumoase și foarte interesantă. Ok, e foarte interesantă, dar de ce să o citim? Păi să o citiți pentru că, nu știu. Ai și tu acolo, uite, ai niște motive acolo. Pentru că învățăm să avem grijă de animale, învățăm să lucrăm în echipă și să ne respectăm unii pe alții. Și o carte interesantă, personajele sunt de asemenea interesante și foarte amuzante. Care este mesajul pe care ne transmite cartea? Păi, mesajul transmis de această carte este munca în echipă. Ai desenat o inimă, de ce? Păi, nu știu, transmite așa un sentiment de iubire. Aceasta. Și cartea? Da. Ce alte carte ți-a mai plăcut? Mi-a mai plăcut Olguța și Un bunic de milioane. A fost o carte interesantă, la fel cu o pușteaică de 12 ani și... Vă regăsiți în cărțile astea când le citiți? Nu știu. Găsiți motivație și voi să ziceți, da, uite, trebuie să muncesc ca să-mi îndeplinesc visul? Da. Succes! Mulțumesc! Cum te numești? Undeva Nerica Ștefanie. Pe ce clasă? Pe clasa 7-a, de dimineața 6-a. La ce școală? Școala Gimnazială Cireșari. Te-ai înscris în bătălia cărților. Câte cărți ai citit până acum? Am citit doar două pentru că nu m-a anunțat cei de la bibliotecă că au cărți disponibile. Acum ai văzut că sunt unele cărți disponibile și o să citești mai mult, să înțeleg? Da. Ai citit Olguța și bunicul ei de milioane, din ceea ce văd eu, pentru că asta ai ales să o prezinți. De ce? Pentru că este o carte foarte, foarte frumoasă, cu niște aventuri interesante. Ce te-a atras cel mai mult la ea? M-a atras că nu trebuie să ascult de ce spun oamenii și trebuie să îi cunoști mai întâi. Ca să-i... Deci așa cum nu judecăm o carte după coperta, să nu judecăm niciun om după aparențele lui. Da. Care este cel mai puternic mesaj pe care îl transmite cartea? Că nu ar trebui să judecăm oamenii, da, dacă nu îi cunoaștem cu adevărat. Ai învățat că trebuie să cercetezi înainte de a-ți exprima opinia, nu? Da. Ai mai scris câte ceva pe bilețele, ce ai mai scris? Am scris că ne învață să ne respectăm familia și că ne îmbogățim vocabularul dacă citim foarte mult. Da. Care este cealaltă carte pe care ai citit-o? Tomi de Oprescu Adrian. Cum ți s-a părut? A fost și ea interesantă. S-a plăcut mai mult Olguța. Mai mult Olguța, da. Succes! Mulțumesc mult! Teodora, bine te-am găsit, participantă și tu în cadrul acestui concurs. Da, astăzi m-am înscris. Cine te-a convins? Doamna Antonella. Doamna Antonella te-a convins că trebuie să citești mai mult, deși noi știm că tu citești. Da, în ultima perioadă, într-adevăr, n-am prea avut timp, dar e vacanța de vară și am timp să citesc. Ce te inspiră atunci când citești? Ce cărți îți alegi? De obicei, mi aleg cărțile de dezvoltare personală, cum este Secretul de Rhonda Byrne. Și aici ai și exemplificat. De ce să citim această carte? Pentru a ne crea o altă viziune despre viață, o viziune mai frumoasă. Și pentru a afla ce au făcut mari oameni de știință, precum Albert Einstein, să ajungă unde au ajuns. Care este mesajul principal? Să ne concentrăm gândirea pe ce vrem, nu pe ceea ce nu vrem și să credem în noi. Am stat de vorbă cu o parte din elevii prezenți în cadrul dezbaterii despre ce înseamnă să promovezi o carte și cum promovăm o carte. Am aflat câteva titluri interesante, sper că și dumneavoastră, nu uitați, Biblioteca Municipală vă așteaptă aici pentru a vă putea îndruma despre cărțile pe care vă doriți să le citiți.